Ramona Mazăre a venit de la Botoșani la cea de-a 47-a ediție a Festivalului Național de Folclor pe deal la Telormănel, dar nu a bătut drumul degeaba pentru că a obținut premiul întâi. Felicitări, Simona! Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc foarte mult, sunt foarte, foarte bucuroasă, nu mă așteptam să obțin chiar premiul întâi. Iată că drumul pe care l-am bătut până aici, foarte, foarte lung, nu a fost în zadar, ci din contră, Dumnezeu mi-a dat o bucurie foarte, foarte mare și mă bucur enorm. Mulțumesc pe această cale juriului pentru apreciere și organizatorilor pentru organizarea exemplară a acestei ediții și pentru faptul că, iată, ne-a încurajat pe toți concurenții. Este prima ta participare la acest festival, Simona Mazăre? Da, este prima participare, deși trebuia să particip și la edițiile precedente. M-am înscris chiar la ambele ediții, și din 2015 și 2014, însă nu am reușit să ajung. Iată că în acest an, cu ajutorul bunului Dumnezeu, am ajuns și mă bucur foarte mult să mă număr printre laureați. Te felicit din toată inima și îți mai pun o singură întrebare, Simona. Știu că ai emoții foarte mari. Asculți Antena Satelor, sunt voci din zona Moldovei pe care le apreciezi în mod deosebit? Bineînțeles că ascult Radio Antena Satelor, ori de câte ori am ocazia, chiar și când sunt în mașină, chiar și când sunt acasă. Și bineînțeles că am voci preferate și modele după care mă ghidez. Pot să vă enumăr câteva dintre acestea. Îmi îndrăgesc foarte mult pe doamna Sofia Vicoveanca, pe doamna Margareta Clipa, pe doamna Laura Lavric și nu numai. Sunt foarte multe voci bune și în Moldova, de unde noi tinerii avem de învățat. Îți mulțumesc mult și îți doresc mult succes în continuare, Simona Mazăre. Mulțumesc foarte mult, Doamne ajută!